Național de fizica a Pământului în ziua de 22 august 2024, la ora 17, s-a produs în Banat, Timiș, un cutremur slab cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter la adâncimea de 14,5 km. Cutremurul s-a produs la 37 de km vest de Timișoara, 55 de km nord-est de Zrenianin, 60 de km sud-vest de Arad, 68 de km sud-est de Seged, 94 de km nord-est de Novisa a transmis Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului